Primul loc a fost ocupat de gazdele de la Bucovina Milișăuți. Echipa condusă de Vicentie Popescu n-are însă dreptul de a participa la turneul final din cauza faptului că nu este membru afiliat. Iată rezultatele înregistrate la turneul zonal de la Milișăuți. Bucovina Milișăuți, Progresul Frătăuții Vechi 4-3, Concordia Grămești, Zimbrul Siret 1-4, FC Pojoruta Bucovina Milișăuți 1-2, Progresul Frătăuții Vechi, Concordia Grămești 6-3, FC Pojoruta Zimbrul Siret 0-2, Bucovina Milișăuți, Concordia Grămești 4-1, Zimbrul Siret, Progresul Frătăuții Vechi 1-2, Concordia Grămești, FC Pojoruta 0-6, Zimbrul Siret, Bucovina Milișăuți 2-2, 5-4 după penaltiuri și Progresul Frătăuții Vechi, FC Pojoruta 3-2. Ultimul turneu zonal din cadrul campionatului județean de futsal va avea loc duminică la Dolhasca și va aduna la start formațiile CFR Moara, Sporting Bunești, Moldova Drăgușeni, Juniorul Suceava și Siretul Dolhasca. Pe lângă Progresul Frătăuții Vechi și Zimbrul Siret, la turneul final s-au mai calificat până acum CS Gura Humorului, Stejarul Cașvana, Academica Gălănești și Viitorul Liteni.